OMV Petrom și Romgaz vor investi până la 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare a proiectului, care va genera o producție de circa 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Cât despre începerea producției, asta se va întâmpla undeva în anul 2027. Și analizăm acest subiect împreună cu Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumim că ați acceptat invitația TVR Info. Bună dimineața, bine v-am găsit. Încercăm să înțelegem, ne va fi bine sau ne va fi bine în viitorul depărtat? Da, haideți să vedem un pic ce se întâmplă în momentul de față. Noi avem o producție de 114 ani de gaze naturale, cea mai veche producție de gaze naturale din Europa și, din păcate, această producție, această exploatare este îmbătrânită. Multe din zăcămintele pe care le avem în momentul de față în România se găsesc la capătul vieții lor. Asta înseamnă că noi în fiecare an avem un declin masiv de producție, adică extragem tot mai puține gaze naturale, nemai existând aceste gaze naturale în pământ. Practic, noi avem un declin de 5-6% pe an, ceea ce înseamnă cam 0,4 miliarde pe an reducere a producției de gaze naturale. Aceasta se întâmplă, spuneam, datorită faptului că avem o exploatare foarte îndelungată și zăcămintele s-au golit. Pentru aceasta, singura noastră șansă este să venim și să punem pe masă noi cantități de gaze naturale pentru a ne acoperi consumul de gaze naturale. Spre exemplu, dacă ne uităm la producția pe care am fi avut-o anul acesta fără gazele din Marea Neagră de anul trecut, să nu spunem totuși că începând cu iulie 2022 România exploatează gaze din Marea Neagră dintr-un zăcământ de mică adâncime operat de Black Sea Oil and Gas. Dacă n-am fi avut aceste gaze naturale, practic am fi avut în momentul de față o cantitate foarte mare de gaze naturale care ar trebui să o importăm. Avantajul acestor gaze, concomitent cu o scădere a consumului de gaze naturale, face ca probabil anul acesta undeva 15% doar din gaze naturale necesare să le importăm, restul să le acoperim din producția internă. Deci, practic, ținând seama de aceste date statistice, dacă în 6, 7 ani, 10 ani, nu venim să punem ceva care să înlocuiască cantitățile de gaze naturale din zăcămintele vechi pe care avem în momentul de față, din păcate vom deveni puternic dependenți de importul de gaze naturale, importuri care vedem că în momentul de față la nivel regional și la nivel mondial suferă niște modificări radicale din perspectiva acestor restricții care sunt puse pentru Federația Rusă. Deci singura noastră șansă din punct de vedere energetic este să ne concentrăm pe gazele din Marea Neagră, să le extragem, să le folosim într-un mod eficient și corespunzător, să le dăm o valoare adăugată cât mai mare, astfel încât această resursă pe care o avem la îndemână, într-adevăr, să aducă pe de o parte în destulare energetică, dar pe de altă parte și avantaje din punct de vedere economic, venituri suplimentare la nivelul economic, la nivelul bugetului țării. Domnule Chiseliță, valoare adăugată cât mai mare, adică? Cel mai bine, dacă vreți, sau cel mai mult câștigi dintr-un metru cub de gaz dacă îl chimizezi. Dacă îl chimizezi față de varianta de a-l arde, câștigi de 3, 4, 5, 10 ori mai mult. Asta nu înseamnă că trebuie de mâine să renunțăm cu totul la neîncălzit cu gazele naturale. Dar trebuie să înțelegem că, dincolo de aspectele energetice pe care gazul natural le poate aduce României și consumatorilor din România, valorificarea prin chimizare, adică obținerea de la îngrășământ chimic până la tot ceea ce avem de jur împrejurul nostru folosind gazele naturale, ar aduce mult mai mulți bani la bugetul de stat, fie direct prin participarea companiilor românești sau prin participarea statului în anumite companii, fie indirect prin taxe, impozite și alte tipuri de accize care sunt aplicate acestor produse care se pot obține din gazele naturale. Lucru care de altfel e trecut, cred că, în strategia energetică a României. Mai el trecut în draft. Din păcate, România din 2010 nu mai are o strategie energetică, are doar draftul de strategie energetice. El se găsește pe undeva, dar din păcate se face foarte puțin în sensul de a se materializa și concretiza ceva în acest sens. Din păcate, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu
trei ani de zile un ministru al unei țări vecine ne întreba într-un mod retoric ce o să facem cu gazele din Marea Neagră, o să le dăm foc în Piața Victoriei. Și cât de amară este această expresie, din păcate, ea tratează o problemă pe care noi nu o tratăm așa cum ar trebui să o tratăm. Cred că politicienii noștri ar trebui să se aplece un pic mai mult, iar societatea civilă să se implice și mai mult. Mulțumim, domnule președinte Chiseliță, pentru toate aceste explicații.